și-a lăsat ușa la camera deschisă, când era în fine. Asta este localitatea Catastari, este a doua localitate ca mărime aici în insula Zakynthos. Are un număr de aproximativ 3000 de locuitori, dintr-un total de 45.000 cât are insula Zakynthos. Capitala insulei, orașul Zakynthos, are 12.000 de locuitori. Această localitate Catastari, probabil că ați observat, are școală, are poștă, are secție de poliție. Este o localitate relativ independentă aici la poalele muntelui. Vă spuneam că după ce vom trece de loc.
Se văd mult mai bine de aici stațiunile Alykes, Alycanas și bazinele din spatele plajelor. Am văzut-o și la excursia turul insulei de miercuri, ați văzut-o și ieri la Navadio. Știți că este plaja sulfuroasă a insulei Zakynthos. Aici în zona există surse subterane de sulf. Acest sulf, când atinge suprafața apei, creează niște pete care se aseamănă cu petele de grăsime. De aici numele plajei, de la cuvântul grec sighi, care înseamnă grăsime. În dreapta jos, plaja Makrisialos, o plajă frumoasă aici în nordul insulei, o plajă frecventată de către turiști, în ciuda faptului că nu există transport public către această parte nordică. Foarte mulți turiști închiriază un mijloc de transport pentru a veni aici la Makrisialos și a face baie, plajă. Bineînțeles, acum dimineață este pustie plaja, în miezul zilei, dacă vremea este frumoasă, este foarte aglomerat aici. Ați văzut și la turul insulei, când am trecut, era plin de mașini parcate pe stânga-dreapta drumului. Thank you.
Agios Nikolaos, de aici vom lua vasul către Kefalonia. 9.45 pleacă vasul, vom opri aici aproape de punctul de îmbarcare. Trebuie să așteptați întâi să coboare cei care vin din Kefalonia, iar apoi cu biletele pe care vi le-am dat vă puteți îmbarca imediat dumneavoastră. Traversarea va dura o oră și jumătate. Am să vă rog că atunci când apropiem de Kefalonia să începeți să coborâți, să ne putem îmbarca cât mai repede și să pornim. Facem turul Kefaloniei cu același autocar. Vă spuneam, puteți lăsa lucruri de care nu aveți nevoie în timpul traversării.